Sunt Liliana și astăzi ne revedem la un nou unboxing Oriflame. Știu că întotdeauna vă doriți unboxing și nici bine nu se termină catalogul și primesc întrebări pe Instagram. Când postați următorul unboxing? E adevărat că am sărit unboxingul catalogului 11 pentru că pur și simplu m-am luat cu tot felul de alte lucruri și n-am reușit să-l fac, așa că astăzi mă grăbesc să-l fac pe cel de 12 și să fiu prima care vine în întâmpinarea dorințelor voastre. E un catalog foarte frumos, un catalog care o are pe copertă pe Alina Eremia, alături de un produs vedetă, un produs pe care de-abia l-așteptam. E vorba de rimelul XXL. Toată lumea a nebunit, toată lumea vrea produse XXL. Ce-o face rimelul ăsta XXL, nu știu, dar o să vedem. Vreau să rețineți că acest catalog este valabil de pe 21 august până pe 10 septembrie, așa că pregătiți-vă și faceți-vă listuța dacă vă face ceva cu ochii. Hai să trecem la treabă, să nu mai lungim vorba și să vedem unde este rimelul pe care spuneam de-abia așteptam să îl încerc. Trebuia să primesc unul puțin mai devreme, pentru că cei de la companie mi-au făcut și mie o surpriză, dar n-am putut să mă bucur de ea, pentru că cei de la Cargus sunt Cargus. Adică, cred că ați înțeles ce vreau să spun, sunt camencii. Nu știu de ce s-or numi curierat rapid, pentru că mie una nu prea mi-au demonstrat lucrul acesta și sunt sătulă de cât de iubiți, în ghilimele, sunt cei de acolo. Rimelul, după cum vedeți, este asemănător cu cel din gama Wonderlash, care îmi place mie foarte, foarte mult. Sunt curioasă cum este periuța acestuia. Mi se pare ușor diferită față de cea de la Wonderlash, în sensul că parcă capătul exterior are puțin mai mult volum, nu știu cum o fi, dar de-abia aștept să am gene XXL. E un rimel care în momentul de față este la ofertă și are un preț extraordinar de bun, dar cu atât mai mult vă mai vând un pont. La fiecare rimel cumpărat, 17,99 e prețul lui, la fiecare rimel cumpărat, practic, poți cumpăra un parfum la jumătate de preț, așa că dacă vă place Soul Fever sau Tuberoz sau Păzes, atenție, bucurați-vă de această ofertă. Și cum rimelul va trebui să mai aștepte puțin, pentru că astăzi am deja un make-up făcut și nu l-am folosit pe acesta, special ca să-l desfac împreună cu voi, mergem mai departe cu cumpărăturile mele. Și o să le iau aleatoriu la rând. Mi-am procurat din nou, mi-am comandat serul din gama Novage Bright Sublime. Vă spuneam într-un unboxing anterior că mă joc în vara aceasta cu Novage Bright Sublime și cum serul se termină puțin mai repede decât celelalte, l-am recumpărat. Să nu vă supărați pe mine pentru prețuri, știți că nu le am, sunt aeriană la capitolul acesta. Cei care mă urmăresc știu deja și nu se așteaptă la mine la atât de multă precizie. Mi-am luat de asemenea din nou gelul de duș și loțiunea pentru corp din gama Love Nature, gamă care conține nucă de cocos și pepene galben, miroase bestial, este extraordinar dușul făcut cu acest minunat gel de duș și bineînțeles vă dați seama cam cum miroase și pielea și cam cum rămâne pe piele mirosul gelului de duș combinat cu mirosul loțiunii. Îmi place maxim gama asta și probabil știți sau dacă nu aflați acum, este o gamă biodegradabilă. Lucrul ăsta știu că vă spune ceva. Iubesc gama Love Nature. Mai departe am aici câteva alte produse din gama Love Nature și mă refer la niște săpunuri. Săpunuri care sunt extraordinar de hidratante, am aici unul cu zmeură și mentă, unul cu măsline, unul cu avocado și unul cu căpșuni și lămâie. De ce îmi plac săpunurile astea? Pentru că îți lasă pielea foarte hidratată și durează foarte mult, nu se topesc, nu se adună pe chiuvetă, le folosiți până la ultima picătură. De asemenea, pentru că în gama
Discover a apărut o variantă nouă, am procurat-o și eu și știți de ce? Pentru că am înțeles din catalog că în momentul în care îți comanzi această gamă, se numește Maldivian Serenity, e ca și cum ai fi cel puțin cu gândul acolo, în Maldive. Am văzut o grămadă de lucruri, de poze, mai bine zis, spectaculoase, de locații superbe și drept este că mi-aș dori să ajung și eu acolo. Până însă când voi reuși să fiu acolo în mijlocul mării, în căsuțele alea superbe și să fiu zen, așa zice toată lumea când ajunge acolo, așa ești, o să mă combin cu acest gel de duș și o să văd cât este de profund mirosul și dacă mă inspiră. Să mergem mai departe. Ce mai am aici? O apă de toaletă Eclat Mademoiselle. Este un produs pe care l-am primit cadou în comanda trecută într-un program mic de loialitate. M-am gândit să vi-l arăt și vouă și da, este franțuzesc, este foarte drăguț, așa că m-am gândit și cui o să-l fac cadou, pentru că eu am foarte multe parfumuri desfăcute și nu e cazul să mai fac încă o risipă. De asemenea, am uitat să vă arăt și vreau să vă arăt, chiar dacă n-am făcut unboxing-ul catalogului 11, să știți că mi-am comandat produse, mi-am luat o gentuță de cosmetice foarte drăguță în care pot să-mi așez în baie foarte multe produse, fără să am nevoie de multe rafturi. Îmi place pentru că are multe buzunărașe și am loc special să le așez pe toate și îmi place de asemenea și culoarea și materialul. A fost un preț foarte bun. Vă amintiți că am făcut la un moment dat un tutorial de unghii, vă amintiți că am pomenit despre aceste dischete pentru îndepărtarea ojei, le-am găsit la o ofertă specială, așa că mi le-am recumpărat deja. Vi le recomand dacă nu le-ați încercat niciodată. Vă spun din nou că cu o singură dischetă vă puteți șterge toate unghiile, este foarte bine îmbibată și lasă unghiile hidratate, deci îmi place maxim acest produs. Urmează să plec la conferința din Lisabona și bineînțeles pentru că acolo e foarte mult soare și bineînțeles pentru că vreau să am grijă de pielea mea. Pe lângă spray-ul cu factor de protecție 50 pe care îl am deja comandat, m-am gândit să mai îmi comand o cremă cu factor de protecție solară 30, asta pentru ultimele zile în care voi mai sta puțin la soare. Sigur vom avea timp și de așa ceva. Atât pot să vă spun, au formulă rezistentă la apă, ceea ce este minunat. Produsul rezistă, indiferent de timp, de vreme, pardon. Mi-am mai comandat ceva din gama Love Nature, pentru că îmi plac foarte mult produsele din această gamă și e vorba de un șampon de data aceasta cu balsam 2 în 1. Am văzut, conține extract de mere și extract de bambus, deci mere și bambus. Chiar sunt curioasă să văd cum miroase și o să încerc să desigilez în fața voastră. Ce îmi place la aceste produse este că au o urcăpăcel aici de siguranță, astfel încât nu există posibilitatea să se deschidă în colet. Dacă vi se pare că m-am uitat puțin undeva deasupra voastră, să știți, nu e nimeni acolo decât o lumină foarte puternică, așa că îmi cer scuze, promit că de acum încolo mă uit la voi, dar v-aș ruga să nu vă supărați, pentru că nu o să mai filmez încă o dată începutul. N-ar fi ok să tot repet de nu știu câte ori. Așadar, hai să revenim. Deci, un șampon nou cu balsam 2 în 1, cu măr și bambus. Miroase extraordinar. De-abia aștept să-l încerc, mai ales că vara îmi place să mai testez produse care sunt mult mai light. Probabil se trage de la căldură și atunci, cum să zic, simțim nevoia să fim mai lejeri. Ce vreau să vă mai arăt? Ce mai face parte din cumpărăturile mele? Un produs de care am uitat că l-am cumpărat odată și l-am mai comandat o tură. E vorba de perlele iluminatoare. Drept urmare, în loc să am unul, am două produse de acest gen. Nu e nicio supărare, pentru că perlele acestea pot să le folosesc pentru iluminare și pe față, dar la fel de bine pot să le folosesc și pe corp sau, dacă am o cutie în plus, evident că pot să o fac cadou unei prietene. Sunt suficiente prietene în jurul meu care se vor bucura de aceste perluțe.
Vreau să vă mai arăt noua apă de toaletă Venture Power, care a apărut în catalog. Este destinată, evident, bărbaților care vor să se simtă puternici. Nu o să o desfac de data aceasta pentru că este o comandă. Cineva a văzut catalogul și, având un preț foarte bun, 39,99, s-a gândit să-l testeze. Așa că astăzi nu testăm această apă de toaletă. Atât pot să vă spun însă, știu că în momentul în care un parfum, o apă de toaletă este pe culoarea asta albastru închis, e clar că e un miros foarte, foarte rece. Ce mai avem aici? De data asta tot un cadou, Paradise, Amazing Paradise, și vă amintiți că am vorbit despre el și v-am spus că e o apă de parfum care conține ceva unic, special, floarea picătura paradisului, care înflorește odată la 3 ani. Îmi place acest miros, așa că îl fac cadou cu bucurie prietenei mele. Mai am aici două geluri de duș abrazive din gama Swedish Spa. Le folosesc în perioada asta în mod special pentru a-mi exfolia pielea corpului și pentru a o lăsa fină și a o pregăti pentru un bronz sănătos. Și bineînțeles o să închei cu ceva ce m-ați auzit de atâtea ori. M-ați auzit povestind de preferatele mele Essence & Co. E adevărat, e gama pe care o iubesc cel mai mult și care mi-aduce aminte, ghici ce, de faimoasa și frumoasa insulă Capri. Așa că gama cu lămâie și verbină este preferata mea. Am înnebunit pe toată lumea în jurul meu cu această gamă. Drept urmare, aceasta este o comandă pentru o prietenă. A zis că vrea și ea să o testeze. Iar eu mi-am mai comandat și pe cea în varianta cu smochine. Deci, acestea au fost cumpărăturile mele din catalogul 12. Sunt curioasă care sunt produsele care vă fac vouă cu ochiul, sunt curioasă ce alte produse ați mai încercat. Aștept, evident, sugestiile voastre întotdeauna legate de ce v-ar place să mai vedeți pe acest canal. Și nu pot să vă spun decât atât, până data viitoare când ne vom revedea, să vă bucurați de o vară cât mai frumoasă și mai spectaculoasă și pentru că am ajuns la final, facem și un giveaway. Premiile pentru acest giveaway sunt aceste două produse, gelul de duș Discover Maldivian Serenity și săpunul din aceeași gamă, și hai să vedem ce ar trebui să faceți pentru ca să puteți participa la acest giveaway. Să fiți abonați la canalul meu de YouTube, să mă urmăriți pe Instagram și să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți ce ați vrea să vedeți mai mult în vlogul din Lisabona, partea de călătorii sau partea de conferință Oriflame. Am spus să vă întreb acest lucru pentru că mi se pare foarte important să vă ofer ceea ce vă doriți, așadar vreau să țin cont de dorințele voastre. Astea fiind spuse, fiți frumoși, sănătoși și veseli! Pupici!